O fată a absolvit facultatea cu medii doar de 10 pe linie. În ziua când a mers la festivitatea de premiere, nu a mers singură, ci însoțită de tatăl ei. Însă tatăl ei stătea departe de ceilalți părinți, deoarece era cioban și nu voia să o facă de rușine pe fiica sa. Însă fata a făcut un gest uimitor, care i-a făcut pe toți părinții prezenți să plângă. Andreea a crescut într-un sat mic, unde viețile locuitorilor erau strâns legate de natură și de animalele pe care le îngrijeau. Tatăl ei, Nea Ion, era cioban, un om cu mâini bătătorite de muncă. Își petrecea zilele cu oile pe câmp, apoi le mulgea și adesea cosea și aduna fânul pentru ele. Cu toate acestea, Andreea a fost mereu mândră de munca tatălui său, chiar dacă uneori ceilalți copii râdeau de hainele lui vechi și de mirosul de lână și iarbă care îl însoțea oriunde mergea. În ciuda acestor dificultăți, Andreea a fost o elevă strălucitoare. Muncise din greu și visase la o viață mai bună, dorind să devină doctor în biologie. Cu susținerea necondiționată a tatălui ei, care, deși nu înțelegea întotdeauna complexitatea materiilor pe care fata le studia, îi oferea tot sprijinul de care avea nevoie, Andreea a reușit să finalizeze studiile cu medii de 10 pe linie. Succesul ei academic a fost remarcabil, iar ziua festivității de premiere era momentul pe care îl așteptase cu nerăbdare toată viața. Cu toate acestea, în dimineața festivității, tatăl său, Nea Ion, era foarte neliniștit. Îmbrăcat în singurul său costum și încercând să își ascundă mâinile aspre și crăpate, Nea Ion se simțea stingherit de prezența sa printre ceilalți părinți, care păreau mult mai în largul lor în haine elegante și purtând conversații academice. Andreea, observând ezitarea tatălui ei de a se apropia de ceilalți, a decis să facă un gest care avea să surprindă pe toată lumea. În momentul în care a fost chemată să își primească diploma, în loc să meargă singură pe scenă, așa cum făcuseră colegii ei, ea a mers și l-a luat de braț pe tatăl ei. Cu un zâmbet larg, l-a condus în fața sălii, sub privirile întregii adunări. "Doamnelor și domnilor," a spus Andreea, vocea ei răsunând clar și puternic în microfon. "Astăzi sunt aici datorită acestui om remarcabil, care stă alături de mine." Stătea foarte retras deoarece se simte rușinat, datorită meseriei sale, și se teme că m-ar putea face de rușine. "Tatăl meu este cioban și, deși mulți ar putea crede că munca lui este simplă, nu este deloc așa. El m-a învățat cele mai valoroase lecții ale vieții. Munca asiduă, integritatea și umilința. Fără sacrificiile și sprijinul lui, nu aș fi fost aici în fața dumneavoastră. Așadar, acest succes nu îmi aparține doar mie, ci și tatălui meu. Să nu îți fie rușine, tată. Prin munca ta m-ai ajutat să ajung sus." Fata i-a pupat mâna aspră și muncită a tatălui său, în semn de respect. Toți părinții și profesorii aveau lacrimi de emoție și uimire în ochi. Sala a izbucnit apoi în aplauze, mulți dintre cei prezenți fiind vizibil emoționați de sinceritatea și curajul fetei de a-și onora tatăl într-un mod atât de public și mândru. Una dintre profesoarele fetei a strigat: "Bravo, copilă bună și frumoasă! Ești o mândrie pentru tatăl tău și pentru noi profesorii." Nea Ion, cu lacrimi în ochi, a strâns-o pe Andreea în brațe, simțindu-se pentru prima dată în viață cu adevărat recunoscut și apreciat. De atunci, povestea lor a devenit un exemplu pentru toată lumea, reamintind tuturor că succesul nu este doar rezultatul cunoașterii academice, ci și al valorilor umane profund înrădăcinate. Această zi a rămas în memoria tuturor, nu doar ca o festivitate de premiere, ci și ca o lecție de viață despre respectul și aprecierea fiecărui om, indiferent de statutul său social. Mai rar astfel de copii, care să fie atât de recunoscători. Nu contează locul de muncă pe care îl are un părinte. Fie că este doctor, fie că este avocat, inginer, om de serviciu sau măturător de străzi, merită mult respect deoarece se străduiește să îi ofere un viitor mai bun copilului său. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești,
Nu uita să lași o inimă și să ne urmărești.